Právo na ulici Dornich, na zastávce autobusu IDS je na hodině autobus nájemný dopravy svoje číslo 400. Dobrý den. Ei, da. După ce ne-am tot foit căutând o idee bună de a petrece timpul, Doru, care aduna încă de pe atunci povești de familie, ne-a întrebat dacă știm despre bătrânul nostru unchi, mă rog, să zicem unchi, de fapt o rudă mai îndepărtată, care ține un anticariat. Eu nu știam de el. Știam doar întâmplător ce înseamnă un anticariat, fiindcă aveam unul în apropiere și treceam des pe lângă vitrina lui cu cărți închise și deschise. Așa că atunci când Dina s-a uitat la mine și mi-a spus că n-are nicio legătură cu cariile sau anticariile, eram mereu amenințați de tata mare care făcuse și muncă de stomatolog la cabinetul lui din casa noastră, că dacă nu ne spălăm pe dinți o să facem carii, cred că n-o să vă mirați că m-am bosunflat. Habar n-aveam de ce are un nume atât de cariat, dar știam oricum că înăuntru se vând și se cumpără cărți vechi. Este destul de greu să spui cât inventez și cât este real într-o carte. Modelul acestui anticar este real. Am avut un unchi care este chiar inventatorul pixului, așa cum scrie și în carte, dar el nu a fost anticar, a făcut însă vreo 36 de meserii diferite și acest unchi este model în carte pentru două personaje pentru care nu am avut alt model. Este, în schimb, anticariatele sunt pentru mine un loc magic, un loc pe care l-am vizitat încă din copilărie și am și acum prieteni anticari. În Paris există un anticariat care se cheamă Le Chemin de Philosophe și care este ținut de prieteni de-ai mei. Au rămas anticariatele locuri minunate pentru mine. Agatha Christie. Mama mea era născută în 15 septembrie ca Agatha Christie. De aceea în cărțile mele am puțin intrigă polițistă. Iar Carol May a fost cartea copilăriei noastre. Aventuri de Carol May a fost și filmul cu Pierre Brice în rolul lui Vinetu. Mă îndrăgostisem de Pierre Brice și, da, a fost o carte care m-a marcat. Iar acesta este romanul meu preferat, Maestru și Margareta. Probabil dacă ar fi să aleg un singur roman modern, l-aș alege pe Bulgakov, Maestru și Margareta, îl știu pe din afară. Edgar Allan Poe, din nou, este un autor de referință pentru mine. Tot așa, povești construite cu mult mister. Misterul e important și în cărțile mele. Quo Vadis era un roman care se citea în copilărie, în familia mea, cu atât mai mult cu cât credința era oarecum interzisă.
Și atunci Quo Vadis era o carte interzisă în felul ei. Hašek, Hašek este soldatul șveic, este una din cărțile mele de căpătâi, este formidabilă. Eu sunt soldatul șveic. Da, suntem la litera H, sigur, Hrabal. Hrabal este, nici nu știu ce să aleg din el, este nemaipomenit. Asta e ceva cu viața, život e viață, nu? Da. Și Rilke. În sfârșit, Rilke. Din Rilke chiar am tradus. Nu știu ce e aici, dar eu am tradus versuri de Rilke, o carte cu îngeri. Adică am făcut o antologie de poeme de Rainer Maria Rilke în traducerea mea. Eu cred că fiecare om trebuie să aibă un secret al lui ca să fie cu adevărat frumos. Și mai cred că fiecare carte trebuie să aibă o viață secretă a ei ca să fie cu adevărat bună. Secretele astea nu-i bine să fie dezvăluite decât oamenilor încăpători pe dinăuntru.